Edilul șef al municipiului reședință de județ, Ion Lungu, a fost la vot și în turul 2 al alegerilor prezidențiale, tot pe parcursul dimineții zilei de scrutin. Ca de obicei, el a fost însoțit de doamna Lungu, dar și de membrii ai deliberativului local și membrii de partid. La ieșirea din secția de votare, primarul orașului a făcut un apel către toți sucevenii să-și exercite dreptul constituțional, adăugând că el a votat pentru un președinte care să scoată Moldova din izolare. Sigur, astăzi am votat cu gândul la un viitor mai bun pentru România și pentru români. Astăzi am votat pentru un președinte care să scoată Moldova din izolare. Astăzi am votat pentru o Românie democratică. O democrație cu care greu am câștigat-o acum 30 de ani și trebuie să o apărăm. Astăzi am votat cu gândul la un președinte care să ne prezinte cu demnitate în Europa și în lume. Astăzi am votat cu gândul ca românilor să le fie mai bine în țara lor. Astăzi am votat pentru o Românie normală.